care conduc încă instituții la nivelul județean, la nivel național, se implică foarte serios în campania electorală, continuă să se comporte așa cum au fost învățați și așa cum știu. Și sigur că acest lucru trebuie remarcat și trebuie observat și trebuie oprit. Există cazuri sau plângeri, cel puțin, de foarte multor oameni, inclusiv instituții care ar trebui, indiferent de cine guvernează, să n-aibă niciun fel de implicare politică și electorală, cum ar fi poliția, de exemplu, fac acest lucru. El este inacceptabil, va trebui urmat și nimeni dintre noi nu se va lăsa păcălit de discursul prefăcut și perfect partizan al așa numitei depolitizări. Depolitizare nu înseamnă ca peniștii să rămână în continuare pe poziții pe care nici măcar nu trebuie opuși, nici din punct de vedere profesional, nici din punct de vedere civic, nici niciun punct de vedere. În fine, este o ultimă constatare sau ultima despre care doresc să vorbesc, aceea că e foarte important gradul de participare la vot la aceste alegeri locale. Și de aceea, încă o dată, și pe această cale, și prin această cale de comunicare, ne facem un apel la toți cetățenii României să participe la alegerile locale, a căror miză nu este doar administrația locală. După toți acești ani de guvernare PD, Băsescu PD, este un moment extrem de important în care votul trebuie să însemne și un mesaj politic și de aceea îi chemăm pe toți să-și spună cuvântul. Tuturor acelor oameni care ne-au spus acolo unde am întâlnit, la manifestații, pe străzi, în întâlniri, în decursul acestor ani și ne-au spus scăpați-ne de ăștia, când ne scăpați de ăștia, le spunem, noi am făcut atunci când am putut ceea ce puteam face în Parlamentul României. Am dat jos guvernul acestor oameni, am reușit să alcătuim o majoritate, am reușit să aducem un nou guvern, un guvern care, în prima zi a activității sale, încearcă să repare și încearcă să construiască înspre binele cetățenilor acestei țări. Dar nimeni nu poate sublini ceea ce numai cetățeanul cu dreptul său în democrație și anume votul poate face. De aceea este foarte important și rugăm pe toți cei care doresc să se implice în soarta administrării și guvernării României să vină 10 iunie la vot și să voteze și oameni, și gospodari, și administratori, dar să voteze și o anumită linie politică pentru care, evident, cetățenii și numai cetățenii au dreptul să voteze. Mulțumesc foarte mult! Domnul prim-ministru, noi am mai vorbit aici. Întrebări, dacă aveți eu mai bine, e gata să vă răspund. O mică întrebare. Sigur că da. Care acest protest critica activitatea domnului Sinteniu Zanfirescu legat de o arhivă, o arhivă a unei personalități din exilul românesc. Aminte, era vorba despre domnul Ștefan Gan. A semnat acel protest, a zis, dacă trebuie orice personalități, și odată ați interpelat guvernul tericeanul la acea vreme, legat de demiterea mea unui vicepreședinte la acel institut, care a stat în domnul Sinteniu Zanfirescu. Vreau să întreb, aplicarea domnului Sinteniu Zanfirescu de atunci, nu a contat în întâlnirea de atunci? Eu am semnat și am interpelat exact în sensul în care se fac interpelări. Era propriul meu guvern, guvernul partidului meu, am pus o întrebare atunci primului ministru pentru a elucida o împrejurare de care aveam cunoștință și în legătură cu care era necesară clarificare. Asta nu punea sub semnul nici ce am semnat, nici ce am interpelat, sub semnul îndoielii activitatea lui Dinu Zanfirescu în general și activitatea lui Dinu Zanfirescu în fruntea acelui institut la vremea respectivă, doar pentru, așa se numea, parcă memoria Institutului Românesc. Pe Dinu Zanfirescu îl califică pentru această poziție
În primul rând, faptul că a fost una din personalitățile marcante ale exilului românesc activ. Pentru că noi am avut oameni plecați din regimul comunist pe diferite căi, din care cea mai mare parte, chiar dacă aveau sigur anumite convingeri politice că de-aia plecaseră, s-au ocupat de cariera lor profesională, de alte lucruri. Puțini au fost oamenii care, în toți acei ani, au avut o activitate intensă, militantă, pentru a semnala în Occident ce se întâmplă în regimul comunist, pentru a apăra în Occident, pentru a pleda pe lângă autoritățile occidentale, lângă cele franceze, în principal, în cazul lui Dinu Zahirescu, cauze legate de drepturile omului, de patrimoniul cultural, de toate celelalte lucruri care erau atacate în timpul comunismului. Dinu Zahirescu a făcut-o totdeauna și Dinu Zahirescu este o personalitate recunoscută și pe plan intern și pe plan internațional în acest domeniu. Nu este întâmplător faptul că, vă reamintesc, deși Dinu Zahirescu a fost foarte multă vreme și este membru al Partidului Național Liberal, atunci când acest institut s-a înființat, chiar sub guvernare PSD, el a fost numit director sau președinte, nu mai știu care era titulatura exactă, tocmai datorită prestigiului pe care el l-a avut și l-a. Am văzut, sigur, comentarii penibile. De felul următor. Vladimir Tismăneanu, care nu este membru al niciunui partid, a fost dat la o parte și este pus Dinu Zahirescu, care este membru al unui partid. Păi eu vă reamintesc faptul că Marius Oprea, practic, omul care lucrase și construise în mare măsură celălalt institut, da, care a fost comasat, cel pentru exemplu, cercetarea și studierea comunismului și primele comunismului, nu a făcut nicio singură declarație politică în timpul războiului Băsescu-Tăriceanu și toată activitatea lui a fost concentrată pe ceea ce avea ca obiect de activitate institutul, care o conducea. A fost dat afară. A fost adus domnul Vladimir Tismăneanu, care nu știu dacă mai e sau nu membru al Partidului Comunist. Presupun că nu. Că ăștia și-au pierdut carnetul, toți. Dar care a avut o activitate la acest institut exclusiv concentrată pe partizanatul pro-Traian Băsescu și atacarea tuturor adversarilor lui Traian Băsescu, mici, mari și mijlocii. Eu cred că acela este un mod de a face politică și de a fi partizan și nu faptul că cineva are calitatea de membru de partid. Și cam niciun fel de îndoială de Dinu Zahirescu se va ocupa de acest institut și nu de luptele politice din România. Dacă îmi permiteți un scurt comentariu, am avut o singură mică ezitare la eliberarea din funcția domnului Tismăneanu. Faptul că a realizat o carte excelentă cu domnul Ion Iubiescu, domnul Tismăneanu. De altfel, e singura carte pe care am citit-o spre domnul Iubiescu, dar este foarte bună. Îl descrie într-un mod pe care, sigur, dacă citești presa din ultimii 20 de ani, n-ai cum să... Deci domnul Tismăneanu chiar a făcut o carte excelentă despre domnul, un interviu este excepțional cu domnul Iubiescu și totuși l-am eliberat. Vă rog. Urmează să aibă loc, dacă nu mă înșel, chiar mâine, birourile reunite. Astăzi am discutat în cadrul USR cu acei colegi noștri care fac parte din birourile permanente și împreună am decis ca propunerea reprezentanților USR să fie reunirea camerelor, celor două camere, imediat după alegerile din 10 iunie, probabil pe 12 sau pe 13 iunie, asta va decide Parlamentul. Însă era întrebarea dacă facem săptămâna viitoare înainte de alegeri sau dacă facem imediat după alegeri. Din punct de vedere, dacă veți și politic, normal este să încheiem săptămâna viitoare campania electorală și pe 12 probabil să aibă loc ședința Camerelor Reunite. Asta este mandatul pentru colegii noștri din birourile permanente ale Senatului și Camerei de Deputați. Haideți să ajungem, pentru că nimeni nu poate să anticipeze ceva, deci de Parlamentul României.
Eu m-am adresat în baza unui articol, sau unui drept constituțional, articolul 107 din Constituție. Vom avea ședința repede, probabil, pentru 12. Ce va decide Parlamentul, nu pot să vă spun și nu este, în continuare o să o spun de foarte multe ori, Guvernul nu mai este șeful Parlamentului, ci invers. La grupurile parlamentare. Deocamdată nu ne-am întâlnit în grupurile parlamentare, pentru că știți foarte bine, majoritatea parlamentarilor sunt angrenați și în campanie electorală. De aceea am și vrut să punem această ședință după data de 10 iunie, ca să nu încurcăm obiectivele politice. Guvernul nu mai e șeful Parlamentului, cum bine să domnul prim-ministru, dar ceea ce cred că trebuie să rețineți în mod special dumneavoastră, este că președintele nu mai e șeful Guvernului. Da. Asta e foarte important. Nu trebuia să fie niciodată și acum nu mai e. Pentru care dintre cei trei? Vă rog. S-a devalorizat 1,8%. De exemplu, slotul într-o economie mai puternică decât a României, în cea a Poloniei, s-a devalorizat cu 5%. Forintul chiar și oricum mai mult decât de unul. În ceea ce privește strict cursul de schimb, este atribuția Băncii Naționale și am spus tot timpul că am încredere în capacitatea Băncii Naționale împreună cu Ministrul de Finanțe, sigur că da, care provine tot de la Banca Națională, de a lua toate măsurile necesare. Dacă vorbim de problema economică, România nu are o problemă specială, separată, ci are o problemă care există la nivelul Uniunii Europene. Ori tocmai asta trebuie să dezbatem, și asta vom și dezbate de altfel și în această săptămână, cu liderii, cu șefii guvernelor din Uniunea Europeană, care sunt măsurile pe care Europa, în ansamblul său și implicit România, trebuie să le ia alături de cele prevăzute în tratatul de guvernanță fiscală, care înseamnă anumită disciplină și austeritate bugetară, dar alături de asta trebuie să iei măsuri concrete de creștere economică și de creare de locuri de muncă. Dacă vreți, la nivel european, alegerea președintelui François Hollande și faptul că, iată, numărul primilor premierilor social-democrați care sprijină pe François Hollande în acest demers, este în creștere în Europa, înseamnă un mesaj. Dar România e foarte greu să ia măsuri separate de restul Europei și din punctul de vedere al Guvernului pe care îl conduc, principala preocupare este, sigur, de a menține tot ceea ce ne-am angajat în acordul cu femei și Comisia Europeană și ceea ce ne-am angajat în tratatul de guvernanță fiscală, dar de a găsi, în plus, măsuri de stimulare a economiei reacției. Ne puteți spune cine a propus pe domnul Grăjdan la șefie este fără de stat și instrucții din partea PSD? Nu. Am primit propuneri de oameni care mai lucraseră în instituții. Eu am cerut, nu cunoșteam SICE-ul și nici nu cunoșteam nici pe domnul Grăjdan niciun fel. Eu am cerut propuneri pentru conducerea acestor instituții. De exemplu, mai vreau să o spun încă o dată, că sunt convins că sunt și oameni care vor să audă. Inspecția de stat în construcții, împreună cu Oficiul Național pentru Cadastru, cu Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, au trecut în coordonarea Guvernului, așa cum au fost totdeauna, până când, printr-un act pe care l-am considerat cu toții greșit, vorbesc de cadastru și de inspectoratul în construcții, s-au dus la Ministerul Dezvoltării Regionale cu criteriu personal, pentru că ministrul le dorea. Banca Mondială, în raportul pe 2011, a spus foarte clar, inspectoratul de stat în construcții se află în conflict de interese, pentru că, practic, trebuie să controleze ceea ce construiește Ministerul Dezvoltării, la fel Oficiul Național pentru Cadastru. Deci nu are nicio legătură una cu alta, decât faptul că am readus acolo unde au fost totdeauna. Doi, am cerut propuneri de oameni care au lucrat în sistem, pentru că n-am vrut să aduc oameni care nu au lucrat niciodată.
ghinionul cu acest domn este că a fost vicepreședinte sau ce, director adjunct, nu mai știu, în 2009. A fost o alegere foarte proastă. Eu plătesc, din punct de vedere politic, pentru asta. Imediat l-am demis. Am luat toate măsurile pentru ca domnia sa să răspundă și juridic dacă a încălcat legea. Și de asemenea am cerut noi conduceri să verifice imediat legalitatea emiterii oricărui act de către domnul Grăjdan și să acționeze pe loc astăzi, dacă se poate, să confirme actele legale și să le infirme pe cele ilegale. Eu sunt cel care răspund pentru numiri. Așa că... Dar este un secret? Nu puteți spune cine l-a propus? Nu e un secret. E o chestie a mea de responsabilitate. Sunt șeful partidului și trebuie să răspund și când ascult toate proaste. Dacă însă, stați un pic, dacă înțeleg bine întrebarea noastră. În mod sigur, 101%, nu mi l-a propus domnul Năstase. Dacă asta vă interesează. Asta pot să vă spun cu certitudine. Un alt coleg de-al meu pe care am avut grijă să îi transmit toate gândurile bune pentru necazul care m-am avea. Și motiv pentru care nici nu-i mai... nu-l mai ascult altă stată. Dar până la urmă nu pot să dau vina pe altcineva. E asta e. Când e șef, răspund și pentru alții. Da? Vă mulțumim că... La 14.30, la 14.30 merg la Ministerul de Administrație și Internelor. Mă văd cu doamna Clun și cu domnul Dobre. Până acum, au reușit să gestioneze situația destul de bine, în sensul că nu avem victime omenești, nu avem pagube foarte mari, dar e clar că din semnalele pe care le avem, din păcate și astă seară vor continua precipitațiile și trebuie să ne pregătim. Altceva vreau să spun și ce ține de primul ministru, că până la urmă, sigur, sunt miniștrii de resort care se ocupă. Vă asigur că banii din fondul de rezervă, pe care i-am recuperat de la diverse primării unde se duseseră pentru campania electorală, banii aceia îi voi folosi în zonele calamitate și vă mai asigur că nu o să întreb nicio secundă dacă viitorul a trecut pe la un primar PSD sau PDL sau PNL. Eu am trăit momente când eram în opoziție, când au mai fost asemenea fenomene naturale și au primit bani primarii pe unde nu trecuse niciun firicel de apă și cei cu inundații nu au primit niciun bani pentru că erau de la PSD sau de la PNL. Nu. De data asta, unde sunt pagube, nu mă interesează apartenența politică a primarului, nu mă interesează că e campanie sau nu. Din fondul de rezervă unde am recuperat bani primiși electoral, o să dăm să acoperim prejudiciul. Apropo, încă o dată o spun pentru chestia cu ordonanța. Din 1600 de localități, că la guvernul Gureanu le-a dat bani, localități conduse în exclusivitate aproape cu mici excepții. De primar pe DL și UDMR, 800, o jumătate, n-aveau niciun fel de arierat de plătit. Deci, banii am luat și ei sunt bun luați. Acolo unde existau cofinanțări pentru programe europene, aceia rămân nu doar la unde a dat guvernul Ungureanu, ci dăm și noi. Pentru că peste tot e obligația al noului guvern, peste tot unde e vorba de cofinanțări pentru programe europene, asigurăm cofinanțarea pentru toți. Nu doar pentru primarul PDL sau PSD sau PNL, ci pentru toți. În al treilea rând, sunt cazuri, și asta verifică Ministerul de Finanțe, în care banii teoretic s-au dat pentru a acoperi o datorie și, de fapt, primarul i-a folosit în altă parte. Ori acolo vorbim de deturnare de fonduri și nu o luăm măsuri. Da, să vă răspund și eu. Să vă răspund și eu, din punct de vedere al agriculturii, sunt peste 5 de hectare care sunt calamitate în momentul de față, în special în zona Moldovei, în județele Vaslui, Francia, Turcia, dar și în zona de sud-vest, în județele care se verifică hediții. Din păcate, după ce în toamna anului trecut am avut afectate culturile de toamnă de secetă, iată că în primăvara aceasta
o parte destul de importantă din culturi sunt afectate de, de inundații. Vă mulțumim mult de tot! Ok? După aviază asta, dar nu e publică. Căutăm soluții, să căutăm soluții care a omorât domnul Duță. Da, omorât domnul Duță, a reușit.